Bună ziua și bine v-am regăsit, oameni frumoși! Astăzi voi face talare pentru luna februarie 2022 pentru semnele de foc, berbecleu, săgetător. Pentru mai multe detalii privind etalările personalizate sau timpul când va fi zodia dumneavoastră, da, timpul pentru fiecare zodie, aceste informații le veți găsi în descriere. Și haideți să vedem pentru Zodia Berbec, ascendent, lună în Zodia Berbec, cum va decurge luna februarie 2022. Ce energie va fi? Voi face crucea adevărului? E tălare pe care nu am mai făcut-o de foarte mult timp, mi-era dor de ea. Și am zis să revin. Energia principală vine cu treiul de monede, care vorbește de progres, care vorbește de muncă în echipă, care vorbește de relațiile de trio. Vă veți concentra foarte mult și pe partea financiară în, în luna februarie. Poate unii dintre voi veți uh, renova sau uh, închiriați, vă gândiți să închiriați un spațiu sau să investiți o sumă de bani în ceva anume. Vorbim de avansare, veți fi mai respectați, poate vă veți impune mult mai mult în luna aceasta, dar mai ales pe partea financiară și ce ține de munca în echipă veți avea un real succes. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Haideți să vedem prezentul. Aici avem un op de bâte care aduce multă rapiditate în viața voastră, mesaje care vin rapid, situații imprevizibile, posibil să interacționați și cu semne de foc, berbecleu săgetător. Aici vorbim de o călătorie, un drum, veste de departe, o împăcare, Evenimente care vă surprind într-un mod foarte plăcut. Aici vorbim de un cuplu, vedem un cuplu foarte clar, o dorința de a fi cu cineva în prezent, dar și o perioadă în care veți da dovadă de foarte multă înțelepciune, înțelegere, perioadă liniștită, să spunem, cu evenimente frumoase. Veți avea parte de o surpriză, vă caută cineva vă dă un telefon, vă vizitează. Sunteți invitați undeva, poate unii dintre dumneavoastră, să veți avea o surpriză din partea unei instituții, vi se va rezolva o problemă. Vă ies niște analize medicale foarte bine. Reușiți să faceți acel împrumut de care aveți nevoie pentru că energia, da? Haideți să punem aici, bine cu treiul de monede. Un prezent foarte bun cu evenimente care vă vor surprinde chiar și pe voi. Vă vor lua prin surprindere. Mergem mai departe la dorințe, speranțe sau posibile frici. Treiul de spade, frica de trădare, frica de compromis. Da? Să nu dați mai mult decât ați putea primi sau ați primi. Vă doriți rezolvarea unei chestiuni sentimentale vă doriți foarte mult să dispară sau să se aleagă ceva dintr-o relație sentimentală, adică să dispară a treia persoană, a treia energie, să rămâneți dumneavoastră pentru că sunteți prea răniți, să rămâneți, da, sunteți prea răniți și nu puteți continua așa. Plângeți pentru că nu credeți, nu mai vă pierdeți speranța. Are legătură și cu un loc de muncă în alte situații: faptul că o persoană este foarte autoritară cu voi, o persoană care încearcă să vă domine, să vă controleze, vă, vă face să vă simțiți inferiori, o persoană care vă, manipule, vă manipulează care se consideră șef, ce vorbim chiar și de, de, o, de un loc de muncă, de o stabilitate din punct de vedere profesional. Poate vă doriți un loc de muncă, vă doriți să vă schimbați locul de muncă, să fiți tratați într-un mod corect, poate fi și acest lucru. Căutați informații detaliate, acestea vor veni, vă trebuie și foarte multă precauție. E vorba de schimbarea de mediu, pentru că nu este un mediu sănătos acolo unde vă aflați voi în momentul actual. Energii pozitive, de ce să te folosești? Aici avem un opt de cupe, detașează-te de tot ce-ți provoacă suferință. Desparte -te, da, dă la o parte, rupete de situații, de persoane care te fac să suferi. Și aici nu vorbim de un timp foarte scurt, aici vorbim de o situație care predomină. E o situație care din luna ianuarie ar fi trebuit să se întrerupă, să se rupă, să se să dispară acea persoană, acea situație. Energia vine pe partea emoțională, pe partea inimii, da? pe partea iubirii. <coughs> Și Probabil aici trebuie să-ți pui întrebarea ce este mai bine pentru mine să fac, ce, ce mă ar face să mă simt mai fericit, mai împlinit. Dacă mă despar de această persoană, eu voi fi bine? Da, pentru că această persoană te rănește foarte tare, te trădează, te folosește. Dar aici nu vorbim de o despărțire definitivă neapărat, e vorba și de conștientizare. Da? Acea persoană să conștientizeze pierderea. Poate fi vorba și de o situație la locul de muncă, da? să-ți cauți un loc de muncă, apare un contract. Poate luna ianuarie n-a fost una foarte favorabilă, poate a fost o o lună în care au fost foarte multe piedici și încercări. Văd faptul că s-au întrerupt anumite contracte, anumite întâlniri, poate a trebuit, trebuit să mergeți la un interviu și nu s-a mai putut. Priviți partea bună din aceste situații. Nu era un loc pentru voi. Nu ar fi fost un loc care să vă aducă satisfacții. Ar fi fost un loc sau o relație care v-ar fi îngreunat, să spun așa, viața. Nu v-ați fi regăsit în situațiile respective. Faptul că se rupe anumite legături. Faptul că vă îndepărtați de anumite energii, locuri de muncă, persoane, relații sentimentale sunt de bun augur. Și o să vă dați seama mai târziu de aceste lucruri. Mergem mai departe la provocări. Și aici avem împărăteasa. Din nou avem cifra 3. Din nou avem energii care intervin. Foarte mult în viața voastră. O a treia persoană, o persoană de la locul de muncă, persoane care vă complică viața, să spunem. Provocările vin în abundență. Provocările vin, poate vor fi anumite persoane care vă vor ataca sau vă vor descuraja în anumite situații. Dar sunt situații peste care trebuie să treceți. Ele vin cu un scop. Împărăteasa este o arcană foarte pozitivă care aduce belșug. Fiind pe poziția provocărilor, probabil va trebui să faceți față anumitor situații ca să ajungeți să aveți parte de abundență, de belșug. Poate fi vorba de o sarcină și nu este neapărat dorită. Aici vorbești de o persoană, de un bărbat, în cazul doamnelor și în cazul domnilor, că poate fi un coleg de muncă sau un șef, o persoană care vă va ajuta să ieșiți de, într o situație greoaie. Chiar dacă această persoană este confuză, este dezorientată sau are tendința de a complica lucrurile, vă puteți încrede în el. E vorba de un bărbat. o persoană loială. Deci totul până la. Are anumite limite această persoană în ce sens? Dacă eva să treceți pentru o încercare mai grea, această persoană cu siguranță a trecut peste de ceva sau prin ceva asemănător și deci va fi totul până în punctul respectiv și vă ajută. Deci se poate lega o prietenie foarte frumoasă. Poate fi un ajutor pe partea financiară, pe, pe partea muncii, pe partea relațiilor de familie. Și rezultatul, probabil, al situației, da, ce vine? Avem uh, faietonul. Ei bine, aici trebuie să vă, decideți, -ă, să vă decideți voi, da, ce cale vreți să urmați, pe cine să credeți, vorba de multă hotărâre, determinare în ceea ce veți face. Apar foarte multe influențe, unele pozitive, altele negative și va trebui să vă alegeți calea. Vorbim și de faptul că veți face anumite drumuri. Da, vă vin persoane în vizită, mergeți în vizită, apar fel și fel de vești, întâlniri, foarte multă socializare, foarte multe rezolvări prin oameni, prin public. Deci orice ați întâmpina în luna februarie 2022, veți, le veți rezolva orice problemă. Orice problemă o veți rezolva cu siguranță, pentru că norocul, persoana apare fix în momentul potrivit și vă ajută să depășiți anumite greutăți. Bun. Plus că trebuie să vă folosiți și de energia lunii, treiul de monede, da? care aduce încredere, aduce progres, să vă lăsați ajutați de oamenii din jur. Oricum veți fi înconjurați de mulți oameni. Mergem acum mai departe la Zodia Leu. Ascendent Luna în Zodia Leu. Și haideți să vedem cum va fi pentru voi luna februarie 2022. Aveți și un mesaj suplimentar, Cavalerul de Spade. Încercați să nu vă enervați, încercați să nu fiți impulsivi, încercați să nu. Intrați în niște discuții neplăcute pentru că apar multe bârfe care vă pot uh, supăra foarte tare sau apar niște persoane care vă enervează foarte tare. Încercați să vă păstrați calmul și aveți răbdare. Deci nu grăbiți lucrurile în viața dumneavoastră. Și haideți să vedem și etalarea propriu-zisă energia vine cu cinciul de bute, din nou avem un conflict, din nou avem ceartă, din nou avem discuții în contradictoriu, ca o luptă. Poate fi vorba și de multă competiție, rivalitate, discuții în contradictoriu sau anumite situații sau anumite relații care se iau în joacă, adică și o discuție care pleacă în joacă poate ajunge la o ceartă în toată regula. Atenție la situația aceasta, plus că apare foarte multă instabilitate din punct de vedere al comunicării, deci probabil veți avea o lună mai sensibilă, posibil să fiți un pic mai impulsivi și aici trebuie să dați dovadă de răbdare, da? pentru că apar, apar agitațiile acestea. Puteți avea de a face și cu semne de foc, berbecleu săgetător. Haideți să vedem prezentul, unde avem un 3 de monede. Cum am avut și la berbec, treiul de monede vorbește de progres, muncă în echipă, rezultate favorabile. Aici putem vorbi de renovare, construirea unei case, planuri de viitor, să vă meargă mai bine din punct de vedere financiar, dar aveți niște câștiguri de muncă proprie, bineînțeles. Progresați, poate veți avea parte de mai mult respect, de mai multă înțelegere, de mai mulți bani, exact cum am spus, ajutor din partea oamenilor din jur, pentru că este o lună din destin. Se va termina o perioadă de sacrificii, o perioadă în care lucrurile nu au mers bine în viața voastră tăiați răul din rădăcini, vă rugați mai mult, încercați să schimbați ceva brusc în viața voastră. Um. Aici putem vorbi și de faptul că poate unii dintre voi încercați să grăbiți anumite lucruri și din nou nu este bine. Deci trebuie să lăsați totul să vină în voie sorții, pentru că aici vă doriți mult ceva din destin să se îndeplinească și posibil să, să nu se întâmple chiar așa. Asta este situația prezentă și mai poate fi faptul că încercați să evitați anumite lucruri, anumite discuții care ar fi bine chiar de evitat. Mergem să vedem speranțe, dorințe sau posibile frici, aici avem faietonul, arcanul majoră, importantă, care vorbește mult de hotărâre, determinare. Nu vă lăsați influențați de oamenii din jur. Decideți singuri pentru voi. Pentru că apare influența aceasta și nu veți ști calea pe care vreți să o urmați sau care ar fi bună pentru voi, potrivită pentru voi ne vorbește mult. Luptați pentru ceea ce vă doriți ca să devină realitate. Da? Ori învingeți aici, ori veți fi învinși. Una din două. Puteți avea de face și cu semne de pământ, dar ori fecioară capricor sau cu semnul zădea calărac. Vă doriți să. Ară... poate trageți pentru un nou început, poate vă, vă luptați pentru a avea. Uh liniște. Aici vorbim de un progres, poate avea legătură cu locul de muncă, da? în care poate ați început un domeniu, poate ați început o afacere, poate uh, e un nou loc de muncă în care nu aveți experiență și doriți avansare, să ajungeți să aveți experiență, să fiți respectați, să fiți uh, iubiți de oamenii din jur, Începutul acesta este foarte promițător. Ajungeți acolo unde vă propuneți, unde vă doriți, dar trebuie să dați dovadă de foarte multă înțelepciune, înțelegere pentru a obține aceste lucruri și, bineînțeles, să luptați până la capăt ca să vi se îndeplinească visul, dorința. Energiei pozitive, de deci ce ar trebui să te folosești familia? iubirea pentru familie, pentru stabilitate, pentru siguranță. Deci de lucrul acesta, familia te ajută, familia vă ajută să vă îndepliniți, să vă găsiți calea. E un bărbat din familie. În cazul în care sunteți bărbați, poate fi vorba de un prieten, frate, cunoștință și așa mai departe, care ți arată calea. E vorba de o casă. E vorba de a fi uniți. E vorba de susținere din partea oamenilor dragi, dar în primul și în primul rând e vorba de familie. Da? Deci ei o să vă ajute în, în luna februarie și tot ei vor fi cei care o să vă arate calea o să lase de înțeles anumite lucruri sau pur și simplu vor veni anumite semne care o să vă ajute foarte mult. Da, puteți avea de face cu semne de apă rac, scorpion pești. Hai să vedem, haideți să vedem și provocările. Patru de cupe, nemulțumire, mâhnire, dezamăgire. Stați și vă gândiți poate la luna ianuarie, că a fost o lună foarte grea, foarte proastă pentru mulți dintre voi, cu multe nemulțumiri sufletești, financiare, legate de sănătate, legate de locul de muncă, multe obstacole, multe provocări, întârzieri. Nu v-a mers bine, dar lucrul acesta se schimbă. V-ați imaginat cu totul și cu totul alt fel situația din luna ianuarie, cel mai probabil. Doar că nu a fost să fie. Pe de altă parte, revenim la luna februarie, provocarea vine prin uh, faptul că nu sunteți realiști. visați cu ochii deschiși, în momentul în care sunteți puși în fața faptului împliniți și vedeți că lucrurile nu decurg sau nu se întâmplă așa cum vi le-ați imaginat, uh, vă puneți piedici în viață, în relații la locul de muncă, financiar, chiar puteți întâmpina un blocaj. Trebuie să ieșiți din zona aceasta. Da? E un nou început, un nou mod de a aborda lucrurile, un nou mod de a gândi. Și rezultatul probabil al situației, ce vine, soarele. Vedeți că în luna februarie sunteți foarte emotivi, sensibili, Uh, și lucrul acesta vă poate afecta oarecum, că puneți la suflet tot ceea ce se întâmplă. Ei, ce vine până la sfârșitul lunii, avem soarele, cea mai bună arcană care vă și reprezintă pe voi, lei. Veți avea uh, mult succes, rezultate foarte bune, și în relațiile sentimentale, și la un loc de muncă, și financiar vorbind. Veți avea parte de tot ce este frumos, sănătos, stabil. Avem casa, familia, stabilitatea, siguranța. Îți dorești o casă, vei avea o casă, îți dorești o familie, vei avea o familie, îți dorești uh, o iubită, vei avea o iubită sau un iubit. Îți dorești copii, vei avea copii, îți dorești o firmă, vei avea o firmă și așa mai departe. Inițiați gânduri pozitive spre Univers să vi se îndeplinesc, dar nu numai. Da? Pentru că este o lună cu multe încercări la voi și va trebui să învățați să le faceți față acestor provocări ca să vină acest bun, ca să vină această împlinire, această căldură, această reușită, acest succes imens. Da, poate sunteți puși la încercare. Dar trebuie să treceți testul. Că sunteți testați, da? Mai ales de soartă, așa că profitați de această energie foarte bună care va ieșit și o să fie totul minunat. Mergem la zoi de săgetător, ascendentul luna în zoi de săgetător și haideți să vedem pentru voi cum se arată luna februarie. 2022. Așa. Energia principală vine cu zecele de spade. Ei bine, e un final, un final dureros, un final poate neașteptat, tragic. Bine, dar nu la modul, deci nu o luați motamu, -mo. E o durere sufletească aici, v-ați săturat de modul în care vă tratează oamenii din jur, persoana iubită, persoana de la locul de muncă sau situația în care vă aflați în momentul actual și ați ajuns sau ajungeți la un final. Din nou și cu familia, probleme cu familia, trebuie să luați o decizie și aici cred că apare greutatea că nu prea sunteți dispuși, Cu orice ți alege voi ar face să suferiți, cel puțin așa gândiți, așa gândiți voi, pentru că spadele vorbește despre gânduri, planuri, idei, tot ce avem noi în mintea noastră și cam provocați această suferință singur, de deci de durere încheiați acel capitol dureros și luați-o de la capăt. Dar de data aceasta să fiți mai încrezători și mai siguri pe voi. Prezentul vine cu marele preot. E lecția voastră. Clar, este vorba de lecția voastră. Vi se testează credința, răbdarea, voința, curajul. Poate aveți de-a face cu un taur cu un, sau cu un semn de aer, gemen balanță vărsător. Vorbim de un progres foarte lent și dureros în același timp. Vorbim de mesaje, dovezi. Poate mergeți la un preot, lăsați un acatiz să scăpați de o situație care vă creează probleme. De ce vă gândiți că... Cineva vă provoacă aceste probleme sau se întâmplă ceva în mintea voastră, în sufletul vostru în februarie. Puneți pe seama, nu știu, unor energii negative, să le spunem așa. că Tot ce se întâmplă e din cauza altcuiva, dar aici vorbim și de trădare, aflați de infidelitatea soțului, a soției. Vi se trădează încrederea. Cineva vă minte, vă manipulează, aflați adevărul despre o persoană care vă doare, un adevăr dureros. Uh, și de aceea vă simțiți așa în și căutați rezolvare prin preoți, prin persoane care au har ca să vă poată îndruma, căutați răspunsuri, să rezolvați problema. Situația este de prezent. Uh, ce dorințe, speranțe sau posibile frici întâmpinați? Aici avem șapte de cupe. Uh, Lucrurile nu stau așa cum vi le-ați imaginat, cum ați fi dorit să se întâmple. Aveți multe opțiuni, aveți de unde alege. Nu vă lăsați conduși de impuls, pentru că puteți face alegeri greșite. Nu vă lăsați conduși de emoții, pentru că din nou puteți face alegeri greșite. Avem, poate aveți de-a face cu semne de apă, rac scorpion pești. Vă e teamă de o posibilă alegere greșită, și acest lucru am văzut și aici, da? Frica de a alege. Aici v-au căzut trei mesaje, le voi lăsa. Să nu pierdeți dragostea cuiva, să nu vă pierdeți un loc de muncă, să nu pierdeți succesul pe care îl aveți în momentul actual. Sunteți foarte precauți, atenți la tot ceea ce va veni și vă doriți să aflați probabil tot adevărul. Doriți să căutați mai multe informații, doriți să știți concret dacă această persoană se vă iubește cu adevărat sau se joacă cu sentimentele voastre. Pentru că aici vorbim și de o trădare emoțională. energii pozitive, ce vă, pot, ce vă pot ajuta? Perseverență, răbdare, curaj, da? Munciți să obțineți ceea ce vă doriți. Munciți pentru o relație, munciți pentru un loc de muncă, pentru o firmă, pentru o casă, pentru sănătate, să vă simțiți mai bine. Doar așa veți progresa. Perseverență, răbdare și multă muncă în ceea ce privește situația în care te afli. Aveți noroc că sunteți susținuți din familie, dar aici vorbim, cred că, și de o situație mai delicată. Ce vă ajută? O siguranță financiară sau stabilitate, încrederea cuiva, o instituție de stat te ajută, ai putea să te folosești de anumite relații, poți obține anumite sume de bani, poți obține un contract bun pentru o casă, o chirie, poate fi o firmă, care va merge foarte bine. Că nu e neapărat să vorbim de relații sentimentale. Aici vorbim de ceea ce iese uh, pentru luna februarie. Da și uh, aveți avantaje. Uh, poate apar situații care vă vor ține ocupați și veți mai uita din durerea precinuită de o anumită persoană sau o anumită situație. Ce provocări vă așteaptă Trei de cupe logodna cuiva, aflați că cineva așteaptă un copil, persoana pe care o iubiți, provocarea mai poate fi sau veni și din... Vă invită cineva undeva la o petrecere și acolo se vor mai afla anumite persoane pe care nu neapărat vreți să le vedeți. Da? E vorba de o aniversare, o logodnă, o căsătorie, un botez. Și aici este provocarea, nu prea ați vrea să participați. E vorba, de fapt, e vorba de, persoana iubită. Ia dă petrecerea. El dă în relație de trio. Iubiți pe cineva de la acea petrecere. Nu prea vreți să interacționați pentru că apare gelozia. Mă rog, nu prea vreți să vă vedeți că ar fi un trio aici. Da, trebuie să dați dovadă de tărie. Pentru că nu prea puteți refuza acea invitație. Sau ieșiți în oraș și dați nasă nas cu persoana pe care o iubiți, care este însoțită de cineva și nu apare ca o provocare, să nu izbucniți. Sau, nici prin cam nu vă trecut sau vă trece că, ați, că persoana iubită ar putea fi în preajma altcuiva. Nu vreau să rănesc pe nimeni, eu dau spun doar posibilități, da? Având în vedere că este o etalare generală, nu se poate potrivi tuturor, nu este neapărat să fie vorba de înșelat, poate fi vorba despre trădare în încredere, da? De exemplu, să vi se ascundă anumite lucruri. Sau persoana iubită să discute pe ascuns cu un membru al familiei pe care să nu-l suportați. Dau exemple. Tot un fel de trădare este. Și rezultatul probabil al situației, ceea ce vine, avem un nou de Ceea ce veți întâmpina voi în luna februarie este o lecție de viață, clar pentru că aici aveți niște răni nevindecate, situații din trecut care vă macină, pe care le aduceți mereu în prezent în viața voastră. Și nu sunt situații sănătoase, trebuie să învățați, să luptați cu aceste frici, cu aceste răni, cu această boală, da? pentru, a putea, pentru a putea merge mai departe. E frica de a nu fi refuzați, frica de a nu fi înșelați, frica de a nu fi mințiți, frica de a nu fi folosiți. Scăpați de această stare, acceptați-o, vindecați-o și mergeți mai departe, pentru că vă provoacă neplăceri. Se rup anumite contacte, sunt persoane care nu vor să vă mai vorbească dacă veți continua așa. E vorba de multă limitare, ce poate fi vorba și de faptul că se fac diferențe de vârstă de statut de, nu știu, unde stau eu, unde stai tu, în ce domeniu lucrezi eu și în ce domeniu ai tu. Fel și fel de diferențe care nu sunt sănătoase. Și trebuie să scăpați de aceste lucruri. Poate nu voi, poate cealaltă persoană pe care o iubiți, dar de undeva trebuie să se plece. Plus că e vorba de rezultatul vostru, da? al săgetătorilor. Deci aici poate fi o problemă. Deci lucrați cu temerile acestea pe care le aveți. Blocațiile pentru că vă puneți multe piedici și chiar ați putea fi fericiți, chiar ați putea fi împliniți. Dar atenție la lucrurile acestea, că vedeți, nu este o energie prea plăcută. Bun, dragilor, cam atât a fost. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să aveți parte de o lună minunată, cu multe împliniri, cu multe bucurii și să treceți cu bine peste toate încercările care vor apărea în calea voastră. La revedere!